Atunci copil la popi m-a sărutat cu dor și mi-a șoptit bădiță să fii biruitor. Atunci am scos inelul pe degete, l-am pus pe ochi, am sărutat-o, la război m-am dus. Iar astăzi, în tranșee, mi-am făcut palat să ies în zori de ziua pe culme la mânat. Iar nu ca altă dată acasă-ți vă plug, iar rușii și jidanii ca niște iepuri fug. Când m-am întors acasă cu peptul decorat, făceam să intre dorul în fetele din sat. Opa! Foaie verde, trei la lele, când te-i duci acasă vere, te-ai pus și nevestii mele, să nu mai poarte mărcele și la fustă bagadele, că am intrat în lupte grele, cu cai mari și tururi grele, și cu puși mitralieră. Mitraliera zângânește, tunurul încet huiește, iar Stalin când auza, în America fugea. România e țară mică, de Rusia nu e frică. Țară mică, democrată, dar e prost administrată. Bravo! Corect! Hai și ai zis bine! Mă rog, cuvânt, prost, e mini funțit. Da? Asta e. Pe drumul ce vine din munții Balcani, întâlnește o fată cu un domn capitan. De unde vii tu oare, domne capitan? Eu vin din bătălie din munții Balcani. N-ai văzut tu oare, domne capitan? Un sergent ce poartă numele de Jean? S-aude? Da. Ba, știu, fetițo, ce-are m-a servit pe câmpul de luptă cu cinstea murit. Dar de ce, fetițo, întrebe sergentul Jean? Fosta lui mireasă, domnule capitan. Fosta lui mireasă, fișa mea mireasă. Și puține zile voi fi capitaneasă. Da. Chiar și împărăteasă să știu ca să fiu. Așa e și acum. Chiar și împărăteasă știu ca să fiu, altuia mireasă nu vreau ca să fiu. Dacă prima dată parte n-am avut, merg la mănăstire că e lucru sfânt. Cu rochița neagră și cu fița în cap, Sfintei mănăstire e județul drag. Dar ai fost tu jenere cu adevărat, la ce mănăstire nu ne-am cununat? La mănăstirea Pună nu ne-am cununat, la mănăstirea Pună ne ne-am schimbat. Cum a fost în război? Cum ați ajuns să luptați pentru România? Câți ani ați stat și în ce țări ați fost mai exact? Unde ați luptat? Pe ce fronturi? Păi am plecat militar în 42. Am făcut armată în Satea Albă, în Basarabia. Când am plecat pe front, mi-am făcut serviciu care a fost. Asta. Trebuia să luptăm, să ținem țara, fiindcă aveam în țară ruși și nemți în țară. Iar noi, armata română, am dat afară și nemți din țară și români. Și nemții și rușii din țară. Și am rămas noi singuri. Asta am avut misiunea ca armată. Câți ani ați stat în război? În război am 5 luni de zile până m-am rănit. Am debarcat la Mediaș și am mers toată partea Târgu Târgu Măgurele. Prunușe, că înainte. Mă rog, și munții Tatra m-a rănit. Și aici, pe anul 1945, m-a rănit munții Tatra. În Cehoslovacia, nu? Da, primul sat s-a tăcut Cehoslovacia. Da.
Din 42 până în 45 sunt 3 ani. 3 ani, da. Ați 3. Participat și în Ungaria? Vine cu activitate, cu tot, 3 ani de zile am făcut. Da, da, da. 3 ani am atat. 3 ani. Fără să vin. Da. Da. Cum vedeți România? Cum? Cum vedeți România după 103 ani de la Marea Unire? România este bine ca titlu România, dar se face, nu mai întind, se fură mult. Îmi place. Eu am văzut mai multe, că doar dacă am 100 de ani, văd multe, dar cu mari, nenoroșiri mari, se fură mult. Mă, dacă ai luat în primire, tu primar, aici e pe primar. Păi bă, un primar e ceva la oi. Se dea pe stradă, se dea pe stradă, se întrebe pe negri, se întrebe pe la voi, ce mai e pe aici, ce mai e pe aici. Nu! Domnul primar, de 30 încoa, de la Revoluție încoa, așa, a luat în primire, s-a făcut de treburi, are bani gârlă, acum e cârciuma asta. Primarul Negrici. Povestește acum de război, lasă primarul, că acum nu suntem de primar. Hai, mai zi de guvernanți, lasă primarul. Zi de război, ce ai făcut, unde te-ai dus, cum te-ai trecut. Mai tare, nu unde. Război, ce se face? Mă, ăsta este. Am făcut armată, cum a făcut 3 ani. 3 ani de zile armată, cu război, cu tot. Și pe unde ați fost mai exact? În ce țări ați luptat? Numai aici, în România. Numai aici ați fost. Păi nu ați fost în Cehoslovacia? Numai nicio. În România și ai trecut granița? Am trecut granița și mă rugați. Păi înseamnă că ați fost prin Ungaria, nu? Domne, da. Ca Nicola, eu am fost instructor. Am instruit două contingente. Unul a plecat pe front, unul a plecat înainte și eu am rămas în țară. Contingentul meu care de recut, l-am instruit, ăla care e 44, eu am plecat în 42, așa, și ei a plecat pe front și eu am plecat la școală de cadre la Tecuci, când am venit cu gentul 45, l-am luat în primire, am instruit și pe ăla. Și cu ăla am plecat pe front. Unde? În Apus. Numai în Apus. La Roj n-am fost. Așa. Ca să fie clar. Numai aici. În Apus. Am plecat de la Mediaș, până în Munțe Tatra, când m-a rănit, până în 16 ianuarie. Mediaș, da. Primul cartuș a tras la Târneveni, 5 septembrie 1944, contra nemților. 5 septembrie 1944, contra nemților. Și am pornit contra lor din 5 septembrie, până în Munțe Tatra, Munțe Tatra m-a rănit. Un mai s-a făcut adivisticiu. Armata noastră și nu. Asta a fost cat la armată. Nu mai știu mai departe. Vă rog să ne povestiți ce v-a motivat să mergeți și să luptați pentru țara noastră. Care au fost motivele? Asta e ordinul. Asta e statul major. Asta e ordin militar. Noi am fost activ. N-am fost concentrat în timpul de... Eu eram activ. Nu contează. Noi când ne-am îmbrăcat, când ne pus jurământul, trebuie să-l menții jurământul ăla. Nu te mai întorci înapoi. Te întorci înapoi, te bagă la pușcărie. Numai înainte. Noi am fost... Da-i armată că se lupte pentru țară. Noi v-am spus, am luptat pentru țară. Am dat nemți afară din țară. Era aici la noi. Eu am luptat contra lor. Eu am stat în fața nemților și în fața mea 100 de metri. Înțeleg, 100 de metri. Ne-am aruncat grenadă un alt grop. Ăsta a fost câte o armă de mură și acolo. Aoleu, prăpând. Ne trăgea de aici, de la Iernut, din stânga, apropo. Ce faci? Armata română se ridică când ai primit ordin. Gata!
foc, ne foc. Cade ăla, cade, tu mergi înainte. Frate mea, stai atât armat. Un cuț, un boschet, fuge acolo, arma. Fac! Nu așa aiurea. Și folosești teren. Dacă folosești terenul, dacă te faci mare, o e de nebun, te împușcă imediat. Când te scot de aici, când te-ai curcat aici, când te-ai curcat, faci o rătitură, după aceea te spui. Că ăla te-a fixat, că ești aici, și când te-ai mișcat, te-a pușcat. Dar dacă tu ai făcut o rătitură, pleci de acolo. Folosirea terenului.